Încă un nume de referință a fost adăugat săptămâna aceasta pe lista de personalități care au primit de-a lungul timpului titlul de doctor honoris causa al Universității din Craiova. La propunerea Departamentului de Informatică din cadrul Facultății de Științe, profesorul universitar dr. Ion Văduva, personalitate marcantă a informaticii și matematicilor aplicate, a fost recompensat pentru întreaga sa activitate științifică și merite deosebite cu înaltă distinție academică. Festivitatea de decernare s-a desfășurat marți 17 noiembrie 2015 în Sala Albastră a Universității din Craiova. Stimate domnule profesor Ion Văduva, dragi colegi, stimați invitați, dragi studenți, este o plăcere pentru unii și o onoare pentru Universitatea din Craiova să primească astăzi în rândul corpului său academic un renumit savant, un profesor de marcă, un cercetător care și-a dedicat o viață întreagă activității de îmbunătățire spirituală a acestui popor. Ca întotdeauna la Universitatea din Craiova, excelența este încurajată. Într-o epocă în care, din păcate, suntem dominați de informație prea diversă și lipsiți de criterii intelectuale pentru a selecta în mod real, Universitatea încearcă din toate mijloacele să ofere tinerei generații criteriile intelectuale necesare pentru a reuși să ducă spiritualitatea românească pe noi culmi, să ducă acest popor mai departe. Trăim vremuri ciudate. Ați văzut ce s-a întâmplat în România pentru că legea este nesocotită și au murit oameni ca să ne trezim, să vedem că trebuie să respectăm legea. Ați văzut ce s-a întâmplat la Paris zilele acestea cu transformarea unor revendicări religioase în atentate sângeroase. Noi încercăm să rămânem un pilon al civilizației și al culturii. Încercăm să oferim criteriile și valorile tinerei generații pentru a nu mai trăi așa ceva. Sărbătorim astăzi un om care și-a dedicat toată viața acestor valori, un om care a reușit să formeze zeci de generații de studenți și de cercetători. Cercetător și profesor la prestigioase instituții din țară și străinătate, profesorul Ion Văduva a desfășurat o bogată activitate științifică și didactică într-o arie vastă de domenii precum statistică matematică, statistică computațională, simulare, metoda Monte Carlo, modelare stocastică, fiabilitate și reînnoire, fiabilitatea programelor, sisteme inteligente bazate pe cunoștințe incerte și imprecise, sisteme informatice pentru management, modelare fuzii, decizii multi-atribut și statistică scan. Rezultatele cercetării s-au materializat prin publicarea a numeroase monografii, cursuri universitare, articole în reviste de specialitate de prestigiu din țară și din străinătate și prin participarea la peste 40 de conferințe internaționale. Anvergura internațională a personalității sale științifice este reliefată și de faptul că a coordonat 62 de doctori, dintre care 20 sunt din străinătate de pe 4 continente: Europa, Asia, America de Sud și America de Nord. Momentul de laudatio din ceremonia festivă a fost realizat de profesorul universitar dr. Ion Iancu, directorul Departamentului de Informatică de la Universitatea din Craiova, care și-a obținut doctoratul în 1997, sub coordonarea profesorului Ion Văduva. Stimate domnule rector, stimate domnule președinte al Senatului, stimați domn prorector,
membri ai Senatului și invitați, dragi colegi și studenți, permiteți-mi ca să aduc mulțumiri speciale invitaților din afara universității. Sunt cadre didactice de la alte universități din țară care au făcut un efort deosebit pentru a fi astăzi alături de domnul profesor Văduva ca o recompensă pentru munca pe care dânsul a depus-o în formarea de specialiști în informatică în țara noastră. De la Universitatea din București sunt prezenți domnul profesor Denise Năchescu, prodecan la Facultatea de Matematică și Informatică și colega domniei sale, doamna profesor Florentina Hristea. De la Universitatea Tehnică de Construcții, domnul profesor Romică Trandafir. De la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, domnul profesor Cristian Marinoiu, prorector. Iar de la Universitatea din Pitești, domnul profesor Gheorghe Barbu, fost 12 ani, deci 3 legislaturi, rector al acestei universități și alături de dânsul se află domnul profesor Tudor Bălănescu. Mulțumesc de asemenea învățământului preuniversitar, reprezentat prin profesor de informatică de la principalele colegii din Craiova și elev din lotul olimpic de informatică al județului Dolj și, nu în ultimul rând, mulțumesc firmelor de IT care sunt alături de noi și de această dată. Încă o dată, mulțumiri tuturor! Am plăcerea și onoarea de a vă prezenta contribuțiile unei distinse personalități din domeniul matematicilor aplicate și al informaticii, și anume domnul profesor Ion Văduva de la Universitatea din București, căruia Consiliul Facultății de Științe, prin Departamentul de Informatică, a propus să îi se confere titlul de doctor honoris causa al Universității din Craiova. Moto: calculatorul este o unealtă, ca stiloul, ca mașina de scris, ca telefonul, ca automobilul. Îl întrebuințezi de câte ori ai nevoie. Calculatoarele din universitate sunt cele mai rentabile economic. Dau oameni pricepuți. Cât costă un calculator? Foarte mult, dacă nu știi să umbli cu el. Mai mult decât un Rolls Royce. Dar dacă știi lucra cu el, își scoate prețul în 2 ani. Care e investiția de capital care se amortizează în 2 ani? Academician Grigore Moisil, Știință și Umanism, editura Junimea, 1979. Deci în 1979 se amortiza în 2 ani, acum în câteva luni. Deci ne dăm seama cât de important este calculatorul în viața de zi cu zi a noastră. Deși o bună parte dintre participanții la prezenta ceremonie cunosc contribuțiile științifice și personalitatea profesorului Ion Văduva, în cele ce urmează voi sintetiza aceste aspecte, precum și colaborarea dumnealui cu Universitatea din Craiova. Domnul profesor Ion Văduva a urmat etapele de bază ale educației și formării universitare la Universitatea din București, unde a obținut licența în matematică la Facultatea de Matematică și titlul de doctor în matematică cu teza Contribuții la teoria estimațiilor statistice ale densităților de repartiție și aplicații. Aceste diplome au fost completate cu cea de Master of Science in Automatic Computation la Universitatea din Manchester. În 1977 a obținut premiul Simeon Stoilov al Academiei Române. Este conducător de doctorat din anul 1971 și a coordonat 63 de teze. Activitatea sa profesională s-a desfășurat astfel. Cercetător științific la Institutul de Matematică al Academiei, cercetător principal și apoi șef de sector la Centrul de Statistică Matematică al Academiei. În februarie 1970 a început cariera didactică din postura de conferențiar și mai apoi de profesor. Paralel cu activitatea didactică, a desfășurat și o bogată activitate administrativă. Astfel, în perioada februarie 1970-mai 1993, a fost director tehnic și apoi director al Centrului de Calcul al Universității, în funcția de director succedându-i unei mari personalități a învățământului românesc, academicianul Grigore Moisil. În perioada mai 1993-2007 a fost directorul Centrului de Cercetări în Informatică din Facultatea de Matematică și prodecan al Facultății de Matematică și Informatică în perioada 2000-2004. A fost membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Matematică între 1971 și 2004, cu o întrerupere de 2 ani între 1990 și 1992 și membru al Senatului Universității din București timp de 14 ani. Organizează de peste 40 de ani seminarul științific modelare, stocastică și simulare. Din pozițiile ocupate, domnul profesor Ion Văduva a militat pentru corectitudine, transparență, impunerea unor standarde academice relevante, dezvoltarea unei politici de promovare a tinerilor valoroși. În acest sens, se poate afirma fără rezerve că profesorul Ion Văduva este unul dintre pilonii pe care s-a sprijinit informatica din țara noastră încă de la începuturile dezvoltării ei.
Specializarea în informatică, obținută în Anglia, în perioada când informatica din țara noastră încerca să găsească propriul drum, funcția de director al centrului de calcul și desele contacte cu specialiști din străinătate i-au permis să fie la curent cu noutățile în domeniu, să le transmită în mediul universitar, să îi îndrume pe tineri informaticieni spre domenii de top și interes în cercetarea științifică. Îmi amintesc cu plăcere de școlile de vară în domeniul informaticii, organizate de Ministerul Educației până în 1989, la care dânsul a fost de fiecare dată prezent. De prelegerile domniei sale ascultate cu deosebit interes de întreg auditoriu, de sugestiile de îmbunătățire sau dezvoltare a ideilor conținute în unele lucrări. Domeniile în care domnul profesor Vădova a desfășurat activitate științifică și sau didactică sunt diverse. Statistică matematică, statistică computațională, simulare, metoda Monte Carlo, modelare stocastică, fiabilitate și reînnoire, fiabilitatea programelor, sisteme inteligente bazate pe cunoștințe incerte și imprecise, sisteme informatice pentru management, modelare fazii, decizii multi-atribut, statistică SCAN. În acest domeniu a publicat 116 lucrări și este autor sau coautor a 21 de cărți sau cursuri universitare, multe dintre ele fiind deschizătoare de drum în România în domeniul abordat. Câteva dintre cele mai reprezentative cărți sunt următoarele. Introducere în programare automată cu aplicații la cercetarea științifică, scrisă împreună cu primul doctor al dânsului, Nicolae Popoviciu, apărută la Editura Didactică și Pedagogică în 1973. Apoi, împreună cu un grup de cadre didactice de la ASE București, a scos două volume ale cărții Metode matematice de organizare și conducere a producției. O carte celebră care a adus premiul Academiei este Modele de simulare calculatorul, Editura Tehnică 1977. Alte cărți sunt trei limbaje de programare scrise împreună cu colaboratori ai dânsului, dintre care unii se află în sală în acest moment. Apoi, Bazele informaticii la Editura Tehnică 1997, programelor în 2003 la Universitatea din București, Introducere în modelarea fazii, modele de simulare. Fără a intra în detalii tehnice, în continuare voi menționa câteva dintre contribuțiile științifice semnificative ale profesorului Ion Vădova. 1. Estimarea densităților de probabilitate cu rezultate privind estimarea neparametrică a funcției de regresie și estimarea densităților multidimensionale. 2. Metode evoluate de control statistic multidimensional, acestea fiind aplicate de specialiști americani în construirea de dispozitive automate de control multidimensional. 3. Simularea variabilor aleatoare neuniforme. 4. Simularea proceselor Poisson multidimensionale, definirea și simularea proceselor binomiale uniforme multidimensionale cu aplicații în statistica SCAN. 5. Modele de fiabilitate a programelor. 6. Modele stocastice și faze pentru luarea deciziilor multi-atribut, lucrări cu aplicații în econometrie. În calitate de director al Centrului de Calcul al Universității, a coordonat majoritatea proiectelor de cercetare din domeniul informaticii de până în 1989. După 1990, a coordonat granturi în domeniile de cercetare amintite anterior. Este membru în numeroase asociații profesionale. Amintesc câteva dintre ele. American Mathematical Society, International Association for Statistical Computing, Biometric Society, celebra ACM, cunoscută bine din informaticieni. De asemenea, în țară, este membru în Comisia 5 Informatica MCT pentru avizarea cercetătorilor de informatică și asta din 1993. Din 1995 este membru în Consiliul Științific al Institutului Central de Informatică, membru în Comisia de Monitorizare InfoSoc, este membru fondator la Societatea Probabilități și Statistică din România, membru fondator și președinte de onoare la Societatea Română de Econometrie. Domnul profesor Vădova se bucură de o mare recunoaștere internațională dată de un număr impresionant de participări la diverse activități din străinătate. Astfel, a lucrat ca research worker la GMD Bonn în 1974 și 1976, la Sheffield University în 1992, la TH Darmstadt în Germania în 1993. Participările la conferințe sunt numeroase. Astfel, Stockholm, 1966, în Marea Britanie, la Cambridge și Sheffield, în 1969 și Lancaster, în 1971. În Germania a fost la Berlin, Leipzig, Rostov, Magdeburg, Dresda, Bonn, Aachen, Karlsruhe, Hamburg, Darmstadt, în anii 1963, 64, 66, 71, 74, 76, 81, 90, 93, 98, 2003. În Austria, la Bad Transmandorf, în 1983, la Praga, în 1984, Sofia, 1963
1995 și 1999, în Rusia, 1971 și 1988, la Varșovia, în 1984, la Budapesta, Debrecin și Szeged, în anii 1967, 1978, 1979, la Padova, 1996, 99, 2002, la Salamanca, în Spania, 2001, Patras, Grecia, 1999, Paris, în 2001 și la Lille, în 2005-2006, la Leuven, în Belgia, în 2001, Delft, Olanda, 2002, la Zurich, 2005, Ljubljana, 2007, în Mexic, la Toluca și la Mexico în 2009. La Congresul Internațional de Matematici Aplicate, desfășurat între 4 și 8 noiembrie 2009, organizat de Politehnica din Toluca, Mexic, domnul Vădova a avut onoarea de a deschide această importantă manifestare științifică. Din cei 63 de doctori coordonați de domnul profesor Vădova, 22 sunt din alte țări, răspândiți pe 4 continente, Europa, Asia, America de Sud și de Nord. O parte din aceste țări sunt puternic dezvoltate din punct de vedere științific, precum Israel, China sau Statele Unite ale Americii. Doctorii români ai dânsului sunt azi cadre didactice la diverse universități din București, Universitate, Universitatea Politehnică ASE, Universitatea Tehnică de Construcții, Spirul Haret, Hiperion, dar și la Iași, Craiova, Brașov, Pitești, Constanța, Ploiești, dar și cercetători la diverse institute. După anii 1990, o parte dintre ei s-au stabilit în străinătate și îi regăsim la diverse universități precum Neuchâtel, Elveția, Ghent, Belgia, Cottbus, Germania sau la firma Ericsson din Suedia. De asemenea, a fost membru în două comisii de doctorat la Universitatea Tehnică din Delft, Olanda, în anii 2009 și 2010. Colaborarea cu Universitatea din Craiova a început în anul 1962, când la inițiativa academicianului Miro Nicolescu, directorul Institutului de Matematică al Academiei Române, au început să se organizeze lunar seminarii științifice în cadrul Catedrei de Matematică a Institutului Pedagogic din Craiova, la care să participe și cercetători bucureșteni. Primii au fost Ion Vădova și Ion Suciu, cărora li s-a adăugat din 1964 și Adrian Corban. Începând din 1966, domnul Vădova a participat cel puțin o dată pe an la diverse manifestări științifice, ca de exemplu Simpozionul Național de Teorie a Probabilităților și Cercetări Operaționale, organizat în colaborare cu Facultatea de Matematică a Universității din București, simpozioane organizate de Catedra de Matematică sau de Societatea de Științe Matematice. Ultima participare a domniei sale a fost la conferința Departamentului de Informatică din octombrie 2012. Începând din anul 1975, a participat ca membru în comisie de doctorat în domeniile matematică, informatică economică, știința calculatoarelor. A făcut parte din comisiile de doctorat susținute de cadre didactice de la Universitatea din Craiova în alte centre universitare, București, Iași, Cluj, și a fost membru în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice. A fost conducătorul de doctorat pentru 5 cadre didactice de la Universitatea din Craiova. Între 1975 și 1981 a sprijinit universitatea noastră în cadrul proiectului SICAB, Sistem Informatic de Conducere a Activității de Bază. După înființarea Centrului de Calcul, proiectul SICAB a fost preluat de acesta. A fost referent științific în alale Universității din Craiova pentru lucrări de matematică și informatică. A efectuat controlul științific al unor cărți elaborate de cadre didactice craiovene și a fost membru în contracte de cercetare de la Universitatea din Craiova. Descrierea realizată evidențiază faptul că principalele argumente pentru care Consiliul Facultății de Științe a propus conferirea titlului de doctor honoris causa al Universității din Craiova, domnul profesor Ion Vădova, sunt următoarele. Rolul avut în dezvoltarea informației din țara noastră. Contribuții științifice relevante în domeniile abordate. Calitatea umană deosebită, precum și calitate de lider autentic. Contribuții remarcabile la dezvoltarea matematicii și informaticii craiovene. Aceste argumente motivează din plin acordarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Craiova profesorului Ion Vădova. Mulțumim Senatului pentru că a dispus să onoreze un distins membru al comunității academice, un nume emblematic pentru informatica românească și internațională. Îl felicităm pe domnul profesor Ion Vădova și îi mulțumim totodată pentru exemplul de înaltă ținută academică și umană pe care continuă să ne le dea de fiecare dată când se află printre noi. Îi urăm încă mulți ani într-o deplină sănătate și putere de muncă în domeniul căruia i-a dedicat întreaga sa ființă. Vosborul fortunatum felicit Senatus Universitatis Craiovensis, rectore magnifico Dan Claudiu Dănișor, profesore publico ordinario sum omnium plausiu decretic, decrevit utilistrisimus dominus Ion Vădova in corpus doctorum universitatis honoris causa reciperetur.
in cui usrei fidem hoc diploma conscribentum censuit. Dar și bucuros, profesorul Ion Văduva a mulțumit pentru înalta distinție academică Universității din Craiova, instituția academică de care se simte legat sufletește de o jumătate de secol. Domnule rector, domnilor senatori ai Universității din Craiova, domnilor decan și șef de departamente, stimați colegi, onorată asistență, mă simt onorat să primesc prestigiosul titlu academic, doctor honoris causa, pe care ați decis să mi-l oferiți astăzi. Bucuria mea este amplificată de faptul că această distinție mi este acordată de Universitatea din Craiova, eu fiind oltean din pitoreasca zonă Horezu, de care mă leagă amintirea unei copilării senine. Poate chemarea străbunilor a contribuit la crearea condițiilor favorabile acestei ceremonii de conferirea titlului înalt. Așa că emoția mea este și mai mare decât m-am așteptat. Ea mă duce cu gândul la începutul colaborării mele cu Facultatea de Matematică a Institutului Pedagogic din Craiova din anul 62, când Institutul de Matematică al Academiei m-a trimis pe mine și alți doi colegi, care din păcate au plecat dintre noi, să colaborăm cu colegi de aici, să-i ajutăm mai ales să se documenteze în domenii noi ale matematicii. De atunci mă leagă prietenia sinceră și durabilă cu profesorul George Vraciu, dar și o relație plină de respect cu profesorul Aristide Leonte, ambii asistenți la acea dată. Colaborarea s-a extins după înființarea Universității din Craiova în 66 și după ce am mai crescut și eu pe linie profesională. Am participat la numeroase manifestări științifice organizate de colegii de aici, fiind întâmpinat cu căldură la orice vizită prilejuită de susținerea unor teze de doctorat conduse de regretatul și venerabilul Eugen Dobescu sau teze de doctorat de la Facultatea de Automatică conduse de prietenul meu, profesorul Mircea Petrescu, precum și la teze de doctorat în informatica economică. În ultimii 30 de ani am avut prilejul, dar și bucuria, de a colabora cu tineri doctoranzi pe care am îndrumat, care au susținut teze de doctorat de foarte bună calitate, cum sunt profesorul Ion Iancu, conferențiarul Constantinescu Nicolae, Mihai Gabroveanu, profesorul Adrian Giurcă și lectorul George Turcitu, toți de la Universitatea din Craiova. Mă mândresc cu acești colaboratori mei, care promovează cu cinste studiul și dezvoltarea informaticii la Craiova și nu numai. Nu pot să nu amintesc și faptul că atunci când mi s-a evit ocazia, am recomandat ocuparea unor poziții academice la Universitatea din Craiova a unor valoroși specialiști, dintre care se remarcă fostul coleg de la București, prietenul și regretatul profesor Nicolae Țăndăreanu, care a contribuit printr-o activitate remarcabilă la faima informaticii în țara noastră. Fiindcă suntem într-un moment solemn al activității mele, se cuvine să prezint în continuare o scurtă retrospectivă a evoluției mele profesionale, punctând momente mai importante ce au marcat formarea și devenirea mea ca specialist în matematici aplicate și informatică. Începuturile cunoașterii. M-am născut dintr-o familie de țărani care mi-au transmis adevăratele valori spirituale ale acestui popor, pentru care munca, cinstea și onoarea erau repere fundamentale, și mi-au stimulat dorința de a învăța și de a cunoaște, de a mă pregăti cu seriozitate pentru meseria pe care am ales-o. O conjunctură favorabilă s-a evit în anul 47-50, când eram elev la gimnaziul Unic Horezu, locuind la bunicul meu în satul Romanii de jos, în care se află mănăstirea Horezi.
Aici am beneficiat de îndrumarea unei distinse doamne, Xenia Pancenco, refugiată din Basarabia, fostă profesoară la Universitatea din Odessa, care era găzduită de bunicul meu. Acestei doamne îi datorez setea de cunoaștere, cunoaștere profundă a disciplinelor fundamentale, precum și însușirea limbii ruse, materie obligatorie în acei ani. Limba rusă m-a ajutat să am acces la literatura de specialitate, întrucât rușii traduceau lucrări de referință pentru știință, permițându-mi să obțin progrese în munca de cercetare desfășurată de-a lungul vieții. Am făcut gimnaziu unic la Horezu, liceul la Hovari, în Râmnicu Vâlcea. În 54 am fost un an, după absolvirea liceului, un an profesor de matematică suplinitor la mine în sat, în satul Cârstănești. În 55-60 am obținut licența în matematică, fiind supervizat de academicianul profesor Gheorghe Vrânceanu, care m-a remarcat din anul întâi de studii la un seminar de geometrie și care mi-a fost îndrumător și ca un părinte toată durata facultății. Cu dânsul am făcut lucrarea de geometrie de licență despre spații cu conexiunea fină constantă. Rezultate originale am obținut atunci și cu sprijinul regretatului asistent pe atunci Costache Teleman, iar rezultatele din lucrarea de licență au fost publicate, primul meu articol de fapt științific și singur în domeniul geometriei, pentru că în 1960 la absolvire, profesorul Vrânceanu vrea să mă oprească asistent la Catedra de Geometrie. Făcusem și un curs consistent de teoria relativității, unde era criză de asistent. Și datorită faptului că din satul meu natal s-au primit niște informații, precum că părinții mei nu vor să se înscrie la întovărășirea agricolă, asta era o pată la dosarul de cadre și n-am mai fost admis în facultate, deși în anul 5, ca student fiind, am condus două grupe de seminar, tot semestrul 2 de geometrie. Așa că în 1960 am fost repartizat la Academie. Acolo nu se putea intra ușor și atunci a trebuit să dau concurs. Am dat concurs la noua secție înființată în Institut de Matematică, și anume secția de probabilități și statistică. Am intrat în această secție cu rezultate, zic eu, destul de bune și am început deci să-mi schimb într-un fel profilul. Deși în facultate făcusem un curs foarte bun cu profesorul Octav Onicescu de calculul probabilităților și un curs de statistică matematică, aș putea spune excepțional, cu academicianul Mihoc. Plecând de la aceste condiții inițiale, să zicem așa, având cunoștințe de bază bune în probabilități și statistică, prima dată m-am documentat. Am citit cărțile românești de probabilități și statistică, dar am citit din biblioteca Institutului multe cărți de bază de statistică care erau recomandate pe plan mondial și erau traduse din literatura universală. Una din cărți este Analiza secvențială. Analiza secvențială este un domeniu de statistică matematică introdus de un fost asistent din anul 1914 la Cluj, Abraham Wald, care a plecat de frica războiului în SUA și a făcut acolo carieră cu acest domeniu. Analiza secvențială este un domeniu de vârf al statisticii, care și astăzi s-a impus prin procese stocastice și prin alte domenii și care s-a aplicat la controlul statistic al calității. Academicianul Mihoc mi-a cerut să mă ocup de acest domeniu. Și de atunci m-am ocupat intens de acest domeniu al controlului statistic al calității. În primii ani am participat la seminariile profesorului Onicescu, niște seminarii excepționale. În matematică, toată pregătirea de bază se face în seminarii științifice. Acolo înveți din articole, prezinți idei, să discute idei și să creează premize de creație. La Direcția Centrală de Statistică am fost implicat în două proiecte. Unul legat de
elasticitatea cererii în raport cu prețurile, deci am scris studiul respectiv, și altul demografic legat de fertilitatea femeilor. Legat de acesta din urmă, aș vrea să spun că ulterior academicianul Mihoc m-a mai cooptat într-o echipă guvernamentală care a studiat, din punct de vedere demografic, cum să pot suporta pensiile din cota de asigurări sociale a salariaților. Și ca urmare a acelei comisii s-a decis până anul 66, dacă vă aduceți aminte, cei mai în vârstă, ca toți salariații să mai plătească 2% în plus să poată susține fondul de pensii. La Direcția Centrală de Statistică am căpătat, datorită discuțiilor de acolo, experiență în modelarea econometrică. În 1966 a venit la Centrul de Statistică, deci în 64 am trecut la Centrul de Statistică pentru că secția de probabilitate și statistică s-a transferat în acest nou centru, s-a transformat de fapt în acest nou centru. Și atunci, în acest centru, am continuat cu profesorul Onicescu seminariile științifice, am deschis și eu un seminar științific de analiză statistică multidimensională și analiză dispersională, care mi-a permis să scot și o carte, prima mea carte, în anul 1970, de analiză dispersională. În 66 ne-a venit la centru o mașină, programa Olivetti 101, italienească. Era mașină de generația a doua. Cei care sunt la curent cu istoria informaticii îți dau seama ce nivel avea acea mașină. Dar am învățat să o programăm împreună cu un coleg care a dispărut dintre noi, care era un foarte bun prieten, Mihai Dragomirescu, și am reușit să facem noi primul program cu mașina aia pentru noi, care să calculeze medii, dispersii, regresii, corelații, tabele de contingență și așa mai departe. În anii 60, în special când eram la Centrul de Statistică Matematică, am studiat, cum a spus și domnul Iancu, controlul statistic multidimensional. În acest domeniu am publicat vreo 6-7 lucrări, până diverse reviste, și până țară, și până Austria, și până RDG, și la Paris chiar una, împreună cu șeful meu de atunci, regretatul Radu Teodorescu. La un moment dat au fost așa de bine apreciate că Institutul de Matematică al Academiei din Berlin, care organiza anual un coloviu de control statistic al calității, ne-a invitat permanent să ținem conferințe acolo. Și până în anul 68 am tot fost invitat la conferințe odată pe an. Ei, tot în anii ăia, eu fiind sărac, neavând casă, stăteam mai mult pe la institut, veneau diversi beneficiari și cereau colaborări. Una din colaborări pe care vreau să o punctez este aceea cu Institutul de Ftiziologie al Ministerului Sănătății. Deci cel care se ocupă de tuberculoză, să zicem așa. Și acolo am efectuat două studii. Un studiu aplicativ făcut mai mult de ei, și anume relația între un test de tuberculoză și alt test care era mai ieftin. Tuberculină bovină era ieftină, tuberculina umană era scumpă. Și să vedem cum înlocuim pe aia cu cealaltă. Și am reușit să dăm. Și atunci, în fostul raion Tudor Vladimirescu, vreo 50.000 de oameni, sau dacă nu mai mult, la ora aia, au fost explorați și s-a găsit care este gradul de morbiditate și mortalitate în domeniul tuberculozei în acest raion. La ceas de sărbătoare, profesori și cercetători din Craiova, dar și din alte orașe ale țării, a căror carieră a fost marcată de profesorul Ion Văduva, au ținut să-i fie alături. Aceștia au punctat personalitatea sa distinsă, dar și severitatea sa științifică. Ne-am cunoscut în primăvara anului 1962. Eu eram lector la Facultatea de Mecanică Agricolă și la Institutul Pedagogic de 3 ani. Tânărul cercetător Ion Văduva conducea un grup de colegi matematicieni de la Institutul de Matematică al Academiei Române, trimis la Craiova de academicianul Miron Nicolescu, directorul Institutului.
se dorea o colaborare pe teme de matematici cu tinerii din catedra de matematică a Institutului Pedagogic Craiovean, în vederea dezvoltării activității de cercetare în comun. După mai multe întâlniri sub formă de seminarii științifice și conferințe de specialitate, s-a realizat o creștere calitativă a cercetării științifice în cadrul colectivului nostru și s-au adus contribuții esențiale, multe dintre ele fiind publicate în reviste de specialitate. Rezultatele acestei colaborări au servit și influențat favorabil înființarea în 1966 a Facultății de Matematică din cadrul Universității din Craiova. Cu domnia sa, facultatea nouă înființată are o colaborare neîntreruptă. Am profitat de sfaturile prețioase pe care ne le oferea cu dărnicie, ținând seama de experiența sa academică, în cadrul numeroaselor prezențe a domniei sale la simpozioanele de probabilități și cercetări operaționale organizate de noi la Craiova. În același timp, a oferit ajutor de specialitate multor cadre didactice din facultate, în special celor din Departamentul de Informatică, prin prezența sa în comisii de concurs și prin conducerea tezelor de doctorat a unor colegi. Domnul profesor Ion Vâlva reprezintă personalitatea academică în domeniul său de activitate și cu această ocazie dorim să-i mulțumim pentru tot ce a oferit facultății noastre de când îl cunoaștem și de când ne este alături. Dragostea și prietenia noastră față de cel onorat astăzi izvorăște din suflet revarsă respect și recunoștință pentru activitățile sale profesionale și umane. Sărbătorim cu deosebită bucurie că se conferă titlul de doctor honoris causa distinsului profesor universitar Ion Vâlva, prieten de o viață cu matematicieni și informaticieni din Craiova. Vă dorim, stimate domnule profesor, multă sănătate și mulți ani, la fel de activ și plin de rezultate importante. Sunteți pentru noi, cei care v-am cunoscut, un exemplu, un suflet deschis și generos. Viață lungă alături de soția dumneavoastră, Ofelia, și alături de familiile fiicelor dumneavoastră, așa cum cunoaștem, și alături de scumpii dumneavoastră nepoți. Evenimentul s-a încheiat cu ciocnirea unei cupe de șampanie. Încă un moment emoționant pentru profesorul Ion Vâlva. Cu multă amabilitate, acesta ne-a făcut părtași la bucuria pe care o trăiește și ne-a dezvăluit totodată secretul carierei sale de succes. Cu sufletul sunt pe lângă Universitatea de Craiova de 53 de ani. Și iată că astăzi eforturile dumneavoastră au fost și răsplătite. Ce a însemnat pentru dumneavoastră ziua de astăzi? A însemnat o mare bucurie, o mare recunoaștere a muncii cu prietenii mei de aici și să sper că voi mai trăi ca să mă bucur de această onoare ce mi s-a făcut astăzi. Care sunt primele amintiri care vă leagă de Universitatea din Craiova? Când am deschis seminar științific în 62 cu tinerii colaboratorii de la universitate. După aceea, mi-amintesc cu plăcere de toate întâlnirile de la tezele de doctorat la care am participat, de la simpozioane organizate de universitate, de Societatea de Matematică, condusă de domnul Vraciu, mulți ani. Plăcerea mare a fost întotdeauna aici, pentru că am fost primit cu cea mai deosebită căldură de către colegii de la Craiova.
Aveți o carieră științifică încununată de foarte multe rezultate, aveți mulți doctoranți, multe publicații, aveți o activitate foarte amplă. Care este secretul reușitei? Eu cred că secretul este în setea de cunoaștere, în perseverență și a te lupta tot timpul. Dacă nu te lupți tot timpul să-ți crească nivelul cultural, să deplinești bine sarcinile, să colaborezi cât mai călduros cu oamenii care te înconjoară, atunci nu reușești să faci mari lucruri în profesie și în viață. Aveți o activitate îndelungată în domeniul matematicilor aplicate și informaticii. V-aș ruga să faceți așa o scurtă radiografie a segmentului. Cum au evoluat ele pe parcursul acestor zeci de ani? S-au împletit pur și simplu, pentru că începând cariera în Institut de Cercetări de Matematică și în Centrul de Statistică Matematică și continuând cu Centrul de Calcul, a trebuit întotdeauna să îmbin aceste două lucruri. Mai ales că Centrul de Calcul era al Universității, care era, să zicem, orientată din punctul de vedere al pregătirii spre lucruri mai sofisticate, mai teoretice. Și numai matematica putea să facă această joncțiune între aplicațiile informaticii și lumea reală. Actuali decani sau prodecani la universități din țară cu îndelungate cariere de succes în domeniul matematicii sau informaticii, foștii doctoranți ai profesorului Ion Văduva prezenți la eveniment, ne-au împărtășit câteva amintiri care îi leagă de domnia sa. Vă numărați printre primii doctoranți ai domnului profesor Văduva. Cum vă amintiți acei ani și care a fost teza de doctorat? Teza mea de doctorat a fost într-un domeniu pe care profesorul l-a marcat, este acea de metode Monte Carlo, iar anii aceia au fost fascinanți nu numai pentru că eram tânăr și în plină creație, ci și faptul că profesorul l-am simțit ca pe un tată. Ceva teribil, calculatorul despre care vorbea să ți-l dea o noapte pe mână ca să rulezi și să faci toate testele. Aceea a fost, să zicem, un cadou deosebit pe care profesorul mi l-a făcut, alături de multe altele legate și de teză și de faptul că pe vremea respectivă a fost omul care a introdus matematici aplicate în sensul înalt și bun al cuvântului într-o facultate cam, zic eu, prea nori și prea anchilozată în teorie. Așa încât vreau să vă mai spun următorul lucru. În matematică și, de fapt, în știință, au început să se facă arbori genealogici. În sensul că un arbore genealogic pe linia conducătorilor de doctorat. Deci, eu sunt produsul școlii Văduva, care este produsul școlii Vrânceanu și care se poate ajunge aproape până la Marele Gauss în secolul XIX în Germania. Așa că, într-adevăr, e o mândrie. Mi-aș dori să pot să fiu atât pentru doctoranzii care i-am, la vremea respectivă să fie și ei mândri de mine, măcar prin ascendența aceasta pe care o transmit. L-am cunoscut pe profesorul Văduva în 1974, când am urmat un curs organizat de UNESCO la București pentru matematică aplicată și informatică pentru cercetare, un curs de un an de zile, era un curs post-universitar cu studenți din multe țări ale lumii și acel curs practic m-a determinat la un moment dat să părăsesc informatica în sensul că lucram la Centrul Teritorial de Calcul de la Pitești și să dau concurs la universitate și să devin cadru didactic universitar.
Prin calea de act universitar era obligatoriu să, ca să promovezi să faci doctoratul. Eu terminând universitatea de la Iași, Alexandru Cuza de la Iași, evident că nu eram cunoscut la Universitatea din București. L-am cunoscut pe profesorul Văduva la acele cursuri, mi-a plăcut faptul că mergea mult pe partea asta aplicativă a matematicii și a informaticii, le îmbina foarte bine. M-am apropiat de domnia sa, am participat la o serie întreagă de seminarii, la seminarul științific pe care îl organiza special dânsul la Universitatea din București și în felul acesta am început să lucrez cu dânsul și să, evident, să devin doctorand. Problema cu doctoratul atunci era foarte complicată pentru că admiterea la doctorat se dădea din 4 în 4 ani. Deci în 1981 am dat admitere și n-am intrat pentru că acea comisie numeroasă m-a întrebat care sunt ecourile internaționale ale lucrărilor mele. Ceva incredibil de greu. Bun, am lucrat intens în niște ani buni. În 1985 s-a mai dat concursul, abia în 1985. În 1985 au fost 8 profesori în comisia pentru admirea doctorat pe 3 locuri. Fiecare profesor putea să ia un loc sau niciunul. Mi-am dat seama că e ultima mea șansă. Dacă nu reușeam atunci, plecam în învățământul superior, mă întorceam din nou probabil în informatică. Și ca să-i surprind pe distinși membrii ai comisiei, unde erau oameni de primă mărime în matematică și informatică din București, m-am prezentat la acel colocviu cu teza aproape făcută și cu un referat de la o personalitate în domeniu care spunea că poate fac obiectul unei teze de doctorat. De ce? Pentru că am fost 39 de candidați pe 3 locuri. Și așa am făcut doctoratul cu domnul profesor Văduva, un om altfel foarte, vreau să vă spun că foarte exigent. Tocmai spuneam unui coleg după această ceremonie că până n-a văzut că am rezultate originale și voi fi în stare să fac o teză de doctorat originală, vreau să vă spun că până atunci m-a ținut foarte departe de dânsul. În momentul în care și-a dat seama că pot să obțin titlul de doctorat, în acel moment m-a apropiat. Deci un om extraordinar de exigent, aș spune la un moment dat un mentor adevărat, dar de o exigență extraordinară. În viață, în general, muncim enorm. Toată când ne oprim ca în astfel de clipe să ne gândim la noi, la trecut, la ce am făcut, la cine ne-a creat ceea ce suntem și cum am putea și noi sau avem obligația să creăm și noi pe alții la rândul nostru, ne dau lacrimile. Ăsta este adevărul. Este poate singurul moment în care devenim mai sentimental decât durii profesori, așa cum ne văd studenții. A fost un moment de amintire plin de încărcare științifică, până la urmă, dincolo de emoție, fiindcă ne-am amintit punct cu punct ce am făcut, cum am evoluat și cum domnul profesor ne-a fost în viață călăuzitor, dar nu numai nouă, după cum ați observat, este cel care a creat programa informatică din țara noastră, este cel care a luptat pentru dezvoltarea informaticii aplicate și a obligat și pe mine, printre alții, ca tot ceea ce facem să nu fie doar o hârtie scrisă, ci să aibă aplicabilitate în lumea reală, să se vadă în lumea reală că noi contribuim la societate. Cum au fost acei ani în care domnul profesor v-a îndrumat pentru teza de doctorat? Adevărul e crunt, au fost duri, au fost ani de muncă, ani de lacrimi câteodată în care nu înțelegeam de ce m-am putea să reiau aceeași muncă de la cap. Doar când am aflat rezultatul final, doar când eu l-am aflat rezultatul final, atunci mi-am dat seama de ce m-a pus. Dar atunci nu înțelegeam de ce nopți pierdute, de ce refacem un lucru care funcționa, care era bun. Ce temă? Tema mea a fost criptografia și ideea dânsului a fost, dacă vrei să lucrezi în domeniul criptografiei, te rog să faci un sistem care să fie funcțional, să-l văd undeva, să fie mai bun ca altele. Și de aici a pornit munca. Rezultatul, da, a fost frumos, dar până acolo au fost foarte multe dureri și discuții contradictorii. Dar așa m-am clădit ca om care asta face și studenților acum. Îi chinuie să fie mai bun decât ar putea fi oamenii normali. Exigență, muncă, dăruire. Acestea sunt doar câteva dintre cuvintele cheie care pot descrie cariera îndelungată și încununată de succes a profesorului Ion Văduva.